Bine v-am găsit! Începe prima ediție a rubricii Playtech. De azi înainte, la fiecare sfârșit de săptămână, vă vom aduce cele mai proaspete informații cu și despre tehnologie. Le vom trece în revistă împreună și vom cere părerea specialiștilor noștri acolo unde este nevoie. Să-i dăm drumul! Este încă vară și pentru mulți dintre voi vacanța de-abia acum începe. Veți pleca, posibil, în țară sau în străinătate și cu siguranță nu veți exclude din bagaj smartphone-ul sau tableta. Vreți câteva ponturi utile? Iată trei aplicații numai bune de luat în valiză. Am făcut bagajele, am pregătit totul, ne urcăm în mașină. Și apare prima întrebare, pe unde mergem? Cu toții vrem să ajungem cât mai repede. Am găsit o aplicație la îndemână și ușor de utilizat. Waze, o aplicație de hărți cumpărată de Google care își ia datele de la alți utilizatori din trafic. Practic, e ca o stație de emisie-recepție folosită de șoferi pentru a avertiza privind pericolele de pe drum. Gropi, lucrări la drumuri, ambuteiaje, chiar și unde puteți apela la un echipaj de poliție, toate devin cunoscute pe harta Waze. Ce-i drept, aplicația consumă ceva mai multă baterie și poate n-ar fi rău ca atunci când o folosiți să aveți un încărcător auto la îndemână, însă una peste alta este un bun copilot în momente cheie. Să spunem că sunt turist într-un oraș din România și nu știu nimic despre atracțiile turistice ale locului. Ce să vezi? Da, chiar așa se numește aplicația, un adevărat ghid turistic pentru buzunar. Într-un singur minut poți să-ți faci un traseu rapid printre cele mai interesante locuri pe care trebuie să le vezi. Aplicația îți deschide o hartă pe Google Maps unde sunt introduse obiectivele turistice dintr-un oraș. Are și opțiuni pentru cazare, baruri și restaurante. Bilă neagră, totuși, la capitolul eficiență. Aplicația este valabilă, așa cum am spus, doar pentru obiectivele turistice de la noi din țară. Toată lumea știe că o imagine face cât 1000 de cuvinte, dar oare una editată digital nu face cât 1 milion? Pixlr Express este o aplicație gratuită de Android și iPhone care îți permite să modifici fotografiile pentru a le face mai atractive. Aplicația te ajută să modifici culorile, să tai fotografia sau să evidențiezi ce este mai important în ea. Se mulează numai bine pe gustul celor care postează des poze pe Facebook sau Instagram, în plus, permite crearea de colaje. Și cum tot ce este bun are și un final, noi ne oprim aici, dar ne revedem sâmbăta viitoare. Ah, și foarte important, toate aplicațiile despre care am vorbit, dar și multe alte informații în detaliu, găsiți pe playtech.ro. Eu sunt Lucian Popescu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!